școala a dat greș. A dat greș cu mine și eșuează din ce în ce mai mult cu toți elevii și cu toți studenții. Asta pentru că școala nu e practică, școala nu ne pregătește pentru viață. În școală ți se spune să înveți PS-ul ăsta și formula asta și o să iei o notă mare. În schimb, în viață nu ne descurcăm deloc așa. Dacă scopul educației a ajuns o notă mare la un examen, înseamnă că am pierdut foarte mult timp scopul adevărat al educației. Albert Einstein a spus o dată, toată lumea este un geniu. În schimb, dacă judeci un pește după abilitatea lui de a se urca în copac, o să-și trăiască toată viața crezând că este prost. Aveți oare idee cât de mulți copii se simt exact în locul acestor pești? Și nu mă credeți pe mine. Deschideți-vă singure ochii și uitați-vă la toți elevii cu câtă scârbă și cu câtă ură se duc la școală. Singurul moment în care se bucură este acela când sunt împreună. Înainte sau după oră, în pauză. Și vă rog din tot sufletul, nu mă înțelegeți greșit. Profesorii nu omite nicio vină. Sunt prinși exact în aceeași capcană ca și elevi, într-un sistem educațional învechit și gata să moară. Cerem tinerilor de 18 ani să ia decizii enorme, enorme în legătură cu viitorul și în legătură cu cariera lor, când cu o lună înainte trebuiau să ceară voie ca să meargă la bani. Cum pot să aranjez niște copii într-o clasă, în linii drepte, cu minți și nemișcați, să ridice mâna dacă cumva vor să vorbească și pentru 8 ore pe zi să le fie inclus ce se gândească. Și mai mult de atât, să-i faci să se întreacă, să-i faci să se certe pentru o notă. Pentru un simplu număr lipsit cu adevărat de valoare. Asta este sclavie în adevăratul sens al cuvântului. De fapt, este mult mai mult. Avem nevoie de oameni care să gândească, avem nevoie de oameni care să construiască. Unul pentru celălalt, unul împotriva celuilalt. Avem nevoie de minți creative, de minți inovative, de minți independente, care să fie conectate unele cu altele. Nu avem nevoie de sclavi. Oamenii nu sunt făcuți să stea 8 ore pe zi pe scaun și să lucreze la visul altcuiva. Oamenii sunt făcuți să gândească și să se exprime liber. Rog din tot sufletul meu, din tot sufletul meu, toți părinții și toți profesorii să înțeleagă că inginerii și medicii nu sunt singurile persoane fericite de pe acest pământ. Albert Einstein a mai spus oară. Mintea creativă este un dar sacru. Mintea rațională este un servitor bun. Am creat o societate care îl onorează pe cel care este servitor și l-a uitat complet pe cel care este dorit. Nu mai am de foarte mult timp încredere în școală. Vreau să am încredere în oameni. Am încredere în noi, am încredere că putem fi un exemplu. Voi, atât de mulți care dați un examen anul acesta și nu aveți nici cea mai mică idee ce vreți să faceți în continuare, voi sunteți viitorul. Și voi sunteți binecuvântați. Învățați absolut tot ce puteți să învățați despre ceea ce vă pasionează. Indiferent cât de greu ți este la școală, indiferent cât de greu ți este să înțelegi, indiferent ce note ai, nu există nimic ce tu nu ai putea să realizezi. Școala e ușoară, o poți trece repede. Poți să lucrezi la visul tău în tot timpul ăsta. Trebuie să fii doar un pic descurcăreți. Aveți atât de multe cărți de citit din care să vă inspirați, atât de multe persoane care au reușit și își dedică timpul să reușiți și voi. Cărți scrise pe întreg globul mondesc, atâta perspective noi, atâta idei noi. Dezvoltați-vă abilități, dezvoltați-vă creativitate, dezvoltați-vă imaginație. Nu avem nevoie de mai mulți oameni de succes, avem nevoie de mai mulți oameni care să-și realizeze visul, care să fie uniți și să lucreze împreună pentru o lume mai bună. Dacă școala a dat greș, avem nevoie de tine ca tu să reușești. Multă dragoste și pace, frățiori și suriari. Succes!